Atunci când au fost creați, Dumnezeu a avut în minte planuri mari pentru Adam și Eva. Dar aceste planuri nu puteau fi duse la bun sfârșit fără ca ei să fie testați. Așadar, el a pus în Eden un pom atrăgător, cu fructe delicioase, numit Pomul cunoștinței binelui și răului, și le-a interzis lui Adam și Evei să mănânce din el. Eșecul lui Adam și Eva din Eden a fost, în primul rând, un eșec al credinței. Credința este sprijinirea totală a personalității umane pe Dumnezeu, cu încredere totală în înțelepciunea, iubirea și puterea Lui perfectă. Eva a căzut de la a avea o asemenea încredere în Dumnezeu, și astfel a fost atrasă de Satan în nesupunere față de porunca lui Dumnezeu. Satan i-a sugerat Evei că ar fi o fisură în judecata lui Dumnezeu de a nu le permite să mănânce din acel pom. Dumnezeu nu i-dăduse lui Adam niciun motiv datorită căruia pomul era interzis. Credința nu are niciodată nevoie de un motiv pentru a se supune lui Dumnezeu. Intelectul nostru este acela care vrea să știe mai întâi motivul. Întotdeauna, ascultarea de Dumnezeu trebuie să fie ascultarea credinței, iar nu ascultarea rațiunii. Pavel a spus că el a fost chemat să aducă ascultarea credinței printre toate neamurile Romani 1 cu 5. El mai spunea și că vestirea lui Isus Hristos a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor pentru ascultarea credinței. Romani 16 cu 25 și 26. Intelectul nostru este dușmanul credinței, așa cum rese clar din Proverbe 3 cu 5. Încredete în Domnul din toată inima ta, nu mintea ta, și nu te sprijini pe înțelepciunea ta. Înțelepciunea lui Dumnezeu este ascunsă de cei iscusiți și inteligenți și arătată celor care cred pur și simplu ca niște copilași. Isus a spus, Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și învățați și le-ai descoperit pruncilor. Matei 11, 25 Intelectul este un servitor bun, dar un stăpân rău. Și de aceea, locul lui potrivit în om, stabilit de Dumnezeu, este ca servitor al Duhului, Duhul însuși fiind expus la Duhul Sfânt. Dumnezeu nu-i oferise lui Adam niciun motiv pentru care nu-i se permitea să mănânce din pomul interzis, deoarece Dumnezeu dorea să dezvolte credința lui Adam în el. Și aceasta este prima zonă unde ne testează Dumnezeu și pe noi. Putem noi să-l ascultăm chiar și atunci când nu înțelegem de ce ne cheamă să facem ceva anume? Dar atunci când Dumnezeu ne cheamă să facem ceva ce rațiunea noastră ne spune că e inutil. Când Isus i-a cerut lui Petru să iasă din barcă și să meargă pe apă, acea poruncă a fost contrară la tot ceea ce rațiunea lui Petru îi spunea. Dar dacă ar fi urmat rațiunea, niciodată nu ar fi experimentat acel miracol. Am putea cita aici multe asemenea exemplificări din Scriptură. În acest loc zace motivul lipsei de putere a multor creștini și a faptului că mulți credincioși nu experimentează niciodată lucrările supranaturale ale lui Dumnezeu în viața lor. Ei trăiesc prin rațiune și nu prin credință. În același timp, credința este și o încredere totală în dragostea lui Dumnezeu. Satan i-a sugerat Evei că Dumnezeu nu iubea suficient, de aceea el a păstrat acel fruct fermecător ca o zonă de frontieră față de ei. Dacă Eva ar fi trăit prin credință și nu prin rațiune, ar fi răspuns: Ei bine, Satan, nu înțeleg de ce Dumnezeu ne-a spus să nu mâncăm din acel pom, dar sunt sigură de un lucru: că Dumnezeu ne iubește fierbinte, și deci sunt sigură că El nu ne va interzice niciodată vreun lucru bun. Deci, dacă El a interzis acest fruct, Trebuie să existe un motiv foarte bun pentru aceasta, având în perspectivă binele nostru. Acesta ar fi fost răspunsul credinței. În schimb, ea a căzut pentru minciuna diavolului. Numai scutul credinței în dragostea perfectă a lui Dumnezeu pentru noi poate stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Efeseni 6,16 Toate descurajările și depresiile sunt rezultatul trăirii prin rațiune și nu prin credință. Toată anxietatea și frica își au de asemenea rădăcinile în aceeași cauză. Dumnezeu permite ca noi să fim testați, să fim ispitiți, să punem la îndoială dragostea lui, atunci când retrage de la noi simțămintele prezenței lui manifeste, astfel încât să putem fi puternici în credință și așa să ajungem la locul maturității unde el își poate împlini scopurile lui prin noi. Dumnezeu a făcut atrăgător acel pom al cunoștinței binelui și răului, pentru că numai așa Adam și Eva puteau fi testați. Ar respinge ei ceva așa de atrăgător în favoarea lui Dumnezeu? Sau ar respinge ei mai degrabă pe Dumnezeu ca să aleagă ceva ce le place lor înșiși? Aceasta este alegerea care ni se pune înainte și nouă în momentele de ispitire. Și de aceea Dumnezeu a permis ca ispitirea să fie atât de atractivă. Numai când respingem un lucru interzis, care este cu adevărat atrăgător și față de care ne simțim extraordinar de atrași și care știm că ne poate aduce plăcere, numai atunci dovedim că îl iubim pe Dumnezeu cu toată inima. Tot așa, ne dovedim și credința în dragostea perfectă a lui Dumnezeu pentru noi, crezând că ceea ce Dumnezeu a interzis, a făcut o din dragoste perfectă pentru binele nostru suprem. Astfel, fiecare ispitire de a păcătui și a nu asculta de Dumnezeu devine o încercare a credinței noastre. A trăi prin credință înseamnă să crezi că fiecare poruncă a lui Dumnezeu a venit dintr-o inimă de dragoste perfectă care ne dorește binele suprem. Când Dumnezeu le-a dat israeliților cele zece porunci, Moise le-a spus, Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare. Exod 20 cu 20. Se spune în Deuteronom 33 2 și 3: Din dreapta lui ieșea o lege de foc. Da, aceasta dovedește că el iubește popoarele. Vor crede ei că acea lege de foc era o dovadă a dragostei lui Dumnezeu pentru ei? Acela a fost testul. Acolo unde Eva a căzut de la încrederea în Dumnezeu, israeliții, de asemenea, au căzut și ei la fel și nu s-au supus poruncilor. Dar, tocmai aici este locul unde Isus a biruit. El a trăit prin credință. Fiecare ispitire adusă asupra lui de către satan, în pustie, a respins-o prin simplul răspuns: Este scris. Isus a trăit în ascultare de orice cuvânt al lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu a fost dat din dragoste perfectă pentru om, și Isus l-a ascultat în credință. De aceea, el a devenit înainte mergător pentru noi. Dacă vrem să slujim oamenilor lui Dumnezeu în mod eficient, este esențial să trăim prin credință și să ne manifestăm credința prin ascultare totală de poruncile lui Dumnezeu. Numai așa putem fi exemple altora. Credința este totodată o încredere totală în puterea lui Dumnezeu. Dacă Eva ar fi simțit că atracția ispitirii era irezistibilă, ar fi putut striga după ajutor la Domnul și l-ar fi primit. Puterea lui Dumnezeu este suficientă pentru a învinge atracția oricărei ispitiri. În zilele vieții sale pământești, Isus a strigat după această putere și a primit-o. De aceea, el nu a păcătuit niciodată. Cu referire la Isus, ni se spune că în zilele vieții sale pământești a adus rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel care putea să-l scape din moarte și a fost ascultat din pricina Evlaviei lui. Li se mai spune că, măcar că era fiu, a învățat ascultarea prin lucrurile pe care le-a suferit. Evrei 5, versetul 7 Acum, ni se poruncește să venim cu încredere la tronul Harului și să cerem Har ca să ne ajute în momentele noastre de strâmtorare. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har, pentru ca să fim ajutați în vreme de nevoie. Evrei 4,16 Dumnezeu caută martori pe pământ martori adevărați ai înțelepciunii lui perfecte ai dragostei și puterii lui când creștinii modifică poruncile noului testament ei își declară solemn necredința în înțelepciunea lui Dumnezeu în consecință ei sugerează că a tot știința lui Dumnezeu nu este suficientă pentru a avea în vedere presiunile specifice vieții secolului 21 Isus a spus Oricine va înlătura una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va practica și va învăța pe alții, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Matei 5,19 Dumnezeu ne testează ascultarea și credința prin atitudinea noastră față de poruncile mai mici ale cuvântului Său. Poruncile mari ca să nu ucizi sau să nu comiți adulter, etc., sunt respectate de către majoritatea creștinilor, chiar și de către necreștini. Dar faptul dacă vom fi aprobați sau nu de Dumnezeu este determinat de atitudinea noastră față de poruncile mai mici. Isus a spus: "Oricine își va lăsa soția și se va căsători cu alta, comite adulter împotriva ei." Marcu 10:11. Neascultarea totală în zilele noastre de această poruncă și atitudinea lejeră, lumească față de divorț și recăsătorire din cercurile creștine, mai ales în vest, este doar un indiciu al succesului lui Satan în determinarea numeroșilor creștini de a schimba poruncile lui Isus pentru a se adapta confortului și plăcerii omului. Cuvântul lui Dumnezeu spune: Dar orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul descoperit, își necinstește capul. Dacă o femeie nu și acoperă capul, să se și tundă. 1 Corinteni 11, cu 5 și 6 Aceasta este o chestiune minoră, dar dispariția acoperământului capului printre femeile din multe biserici occidentalizate este o altă indicație a lipsei de respect față de cuvântul lui Dumnezeu printre creștinii de astăzi. Chiar și botezul în apă, asupra căruia Iisus și apostolii au insistat, nu mai este predicat în cercurile creștine interconfesionale, pentru a evita ofensarea unora. Creștinilor de azi nu le pasă că îl nemulțumesc pe Dumnezeu, atâta timp cât le fac oamenilor pe plac. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? a fost întrebarea lui Satan pentru Eva. Și este aceeași întrebare cu care introduce neascultarea de poruncile clare ale lui Dumnezeu în creștinismul de astăzi. Dumnezeu i-a încercat pe Adam și Eva, și ei au căzut. Astăzi, tu și cu mine, suntem cei. Încercați.